Grav accident de circulație pe o stradă din capitală. Șoferul unei mașini înmatriculate în România ar fi tamponat alte două autoturisme, după care a fugit de la fața locului. Martorii spun că acesta era urmărit de poliție. Informația nu a fost confirmată de oamenii legii. Totul s-a produs în noaptea de 9 mai pe bulevardul Dacia din capitală. Imaginile de la fața locului au fost plasate pe o rețea de socializare. Din imagini se vede că impactul a fost atât de puternic încât una dintre mașini a ajuns pe bordură, iar alta s-a izbit într-un copac. Все нормально, мужик? Я тебе скорую вызову, вызови скорую, быстро, быстро, быстро. În urma coliziunii, un taximetrist implicat și el în accident a fost rănit, inclusiv în regiunea capului. Acesta a fost dus la spital pentru îngrijiri medicale. În taximetru se mai aflau doi pasageri, iar în cea de-a treia mașină erau șoferul și o pasageră, care din fericire nu au pățit nimic. Din spusele persoanelor implicate în accident, șoferul care ar fi produs impactul se deplasa cu viteză excesivă. Tot martorii declară că acesta ar fi încercat să scape de urmărirea poliției. După ce ar fi produs coliziunea, șoferul ar fi abandonat autoturismul și a fugit de la fața locului. La scurt timp după producerea impactului, la locul accidentului au ajuns mai multe echipaje ale poliției. Acum, forțele de ordine urmează să stabilească toate circumstanțele producerii accidentului, dar și să dea de urmele șoferului fugar.